Procurorii de Icot au dat iama în fabrica de vise. În cursul zilei de marți au avut loc peste 100 de percheziții domiciliare în Sibiu și în alte 22 de județe, plus capitala în căutarea membrilor unei grupări infracționale, bănuite de vânzarea de produse cu efect halucinogen. În data de 19 septembrie 2023, polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Iași, împreună cu procurorii de Icot, Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 121 de percheziții domiciliare în județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacău, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș. Mureș, Dolj, Brăila, Garați, Vrancea, Argeș, Buzău, Botoșan, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și în municipiul București, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii, anunță reprezentanții de Anchetatorii spun că începând de la finele anului trecut, mai multe persoane care lucrau sau controlau două societăți comerciale ieșene au început să importe, să exporte, să producă și să comercializeze substanțe cu efect halucinogen. Pe de o parte vorbim despre produse pentru vaping, un fel de țigări electronice, iar pe de altă parte erau produse prăjituri, jeleuri și chiar drajeuri care conțineau substanțe cu efect psihoactiv. Se foloseau compuși chimici, inclusiv THC. Din octombrie anul trecut și până în prezent, membrii grupării au produs și comercializat peste 100 de de dispozitive de tip vape, care conțineau substanțe cu efect psihoactiv, riscând astfel să pună în pericol viața consumatorilor. Vânzările se făceau către tineri, adolescenți și chiar preadolescenți în proximitatea școlilor. Substanțele folosite dau stări de euforie și halucinații, simptome asemănătoare cu cele obținute în urma consumului de cannabis. În urma descinderilor au fost duse la audieru un număr de 42 de persoane. Șoferii care au fost nevoiți să tranziteze marți bulevardul spitalelor pe direcția dinspre piața Unirii spre gara au avut nevoie de nervi de oțel. Drumarii au asfaltat trotuarul din fața maternității. Pentru a-și putea desfășura activitatea, aceștia și-au poziționat mare parte din utilaje pe una dintre căile de rulare. Cum în zonă sunt cel puțin trei semafoare până la locul de intervenție, cozile de mașini s-au format instant. La orele prânzului, cei care au avut drum în zonă și nu au putut alege rute alternative au stat în trafic bară la bară mai mult pe loc, chiar și câte o jumătate de oră pentru un drum pe care în mod normal îl parcurg tot la orele prânzului în 5, maximum 7 minute. Numărul mașinilor rămase în coloană a fost atât de mare încât dinspre zona bulevardului Mihai Viteazu coada de mașini pornea de piața Urel Vlaicu iar traficul se decongestiona abia în giratoriul de la intersecția cu strada Constituției. Nemulțumiți că trebuie să piardă atât de mult timp în trafic, șoferii s-au plâns de faptul că aceste lucrări ar fi putut fi realizate seara când volumul traficului scade sau chiar pe timp de noapte. În plus, lucrările au fost îngreunate atât de vremea capricioasă ci de faptul că este posibil ca numărul muncitorilor să fie un pic prea mic pentru dimensiunea intervenției. Fugiți cu mamele din calea bombardamentelor rămași pe drumuri după ce locuințele lor au fost lovite, sute de copii ucrainene au ajuns să locuiască cel puțin temporar în Sibiu. Mulți dintre ei sunt veniți încă din primele zile ale războiului. Părinții au încercat să se angajeze aici astfel încât să își poată duce traiul de pe o zi pe alta. Copiii încearcă să își facă prieteni și să meargă la școală. Mulți dintre ei însă merg în clase și asistă la ore din care nu înțeleg nici măcar o boabă. Cu toate acestea, copiii vor să învețe. Instituțiile fac tot posibilul pentru a -i ajuta să să se obișnuiască în noua țară și cu noua limbă română. În cursul anului trecut, zeci de copilași au urmat cursuri de limba română, astfel încât să poată obține un minimum de cunoștințe pentru a înțelege ce se predă la ore. În prezent, în de învățământ din județul Sibiu sunt repartizați 423 elevi ucrainieni ca elevi audienți la cursurile ce se desfășoară în aceste unități de învățământ. Cei mai mulți sunt repartizați la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, Școala Primară Fram din Sibiu și uh, Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Medias, uh, medie peste 30 de elevi. Anul trecut uh, am avut o grupă la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Medias formată din 19 elevi. Uh, au finalizat toți, însă uh, examenul pentru atestare, acel nivel minim de competență în limba română, l-a dat doar un singur elev, urmând că acum în septembrie ceilalți care au finalizat cursul să poată să dea acest examen de uh, atestare a nivelului de cunoaștere a limbii române. Sunt deja 14 elevi uh, interesați la școala gimnazială Mihai Eminescu Media, uh, școală care a și depus dosarul către Ministerul Educației și uh, în acest, uh, această perioadă, până la sfârșitul lunii septembrie, noi strân, uh, uh, strângem uh, cereri la ISJ Sibiu pentru zona municipiului Sibiu. O femeie de 35 de ani s-a arăs cu dosar penal după ce a fost prinsă la volan de către polițiștii rutieri fără permis și sub influența drogurilor. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de marți, în jurul orei 4, pe o stradă din oraș. Femeia aflată sub influența metamfetaminei a fost dusă la spital pentru recoltare de probe biologice, iar mai apoi la secția de poliție pentru întocmirea dosarului penal. La data de 18 septembrie, în jurul orei 4, în municipiul Sibiu, polițiștii din cadrul secției de poliție urbană Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Ionrațiu de către o femeie în vârstă de 35 de ani din Orlat. Din primele verificări efectuate de către polițiști, a rezultat că cea aflată la volan nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Totodată, testarea femeii cu aparatul drug test a indicat un rezultat pozitiv la metamfetamină, persoana în cauză fiind însoțită la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism. Astfel, la nivelul secției de poliție urbană Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii spun că în județul Sibiu, din cauza drogurilor, s-au produs în cursul anului trecut un număr de două accidente rutiere. Din fericire, acestea nu au fost grave, însă, la nivel național, situația este mult mai tristă. Cea mai recentă tragedie produsă pe fondul consumului de droguri la volan este cea din localitatea 2 Mai, unde două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce un tânăr drogat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în grupul de tineri care mergea pe marginea drumului. Polițiștii le reamintește celor care că obișnuiesc să consume halucinogene faptul că legea s-a iar șoferii care produc accidente rutiere soldate cu decesul victimelor primesc direct pedeapsă cu executare chiar dacă se află la prima abatere. Pagubă de proporții pentru un fermier sibian, omul a rămas fără aproape tot fânul pe care îl strânsese pentru iarnă pentru a șăni animalele pe care le crește, totul după ce, într-un moment de neatenție, focul lăsat de nesupravegheat s-a extins și a cuprins baloții depozitați în câmp. Pompierii sibieni au fost solicitați să intervine de urgență cu trei autospeciale în localitatea Vărt din județul Sibiu, după ce o stivă de baloți de paie s-a aprins. În ajutorul lor a venit și voluntarii serviciului pentru situații de urgență din Kirpăr. Salvatorii s-au luptat câteva ore bune cu flăcările dezlănțuite, au reușit însă să salveze o treime din cantitatea totală de baloți. La fața locului au fost mobilizați peste 15 pompieri cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și un echipaj smurt. De asemenea, la fața locului a intervenit și SVS Kirpăr. Pompierii au salvat aproximativ 300 de baloți de fân din totalul de 900. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost focul deschis în spații deschise, spun reprezentanții ISU Sibiu. Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime. consumul de alcool la volan îi poate lăsa pe prietenii lui Bacchus fără libertate. A aflat pe pielea lui acest lucru un slimnician de 46 de ani. Bărbatul a fost reținut după ce a fost prins la volan cu alcoolemie de 0,85 de miligrame per litru de alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, în care anchetatorii încearcă să afle dacă nu cumva individul a mai fost implicat și în alte fapte penale. În cursul zilei de 18 septembrie, polițiștii secției de poliție rurală Șelimbăr au reținut un bărbat în vârstă de 46 de ani. Ani, din Slimnic, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. La data de 17 septembrie, în jurul orei 4 și 45 de minute, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe raza localității Slimnic, testarea sa alcoolscopică indicând o valoare de 0,85 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ca urmare a administrării probatoriului în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii conducătorului auto pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate la nivelul secției de poliție rurală și limbăr, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu.